Un motan furat de ruși din Bucea și dus în Belarus a ajuns din nou la stăpân după 80 de zile. Aventura a fost povestită chiar de proprietara felinei. În orașul Bucea de lângă Kiev, Max, un motan de 8 ani, a dispărut în timpul ocupației ruse. După 2 luni și jumătate, a fost reperat la Gomel, în Belarus, la peste 300 de kilometri distanță. Uriașul din rasa Maine Coon, cea mai mare dintre pisicile domestice, a fost găsit de o localnică și trimis la stăpânii săi refugiați în Cehia. Aventurile lui Max au fost relatate de Olena Cucuruzca, proprietara pisicii roșcate pentru publicația Dumskaya. Motanul dispăruse de acasă în timpul ocupației ruse. După 2 luni și jumătate, a fost găsit la 300 de kilometri distanță de o femeie din Belarus. Se pare că felina călătorise cu un transport blindat rusesc în care soldații înghesuise aparate de uzcaznic furate din casele din Bucea și Irpin. Medalionul pe care erau trecute datele proprietarilor, inclusiv numerele de telefon ale acestora, l-a ajutat pe motan să ajungă la stăpânii lui, acum refugiați în Cehia. Am sperat că este în viață și a fost scos de voluntarii care au salvat animalele de companie. Timp de 38 de zile m-am încăpățânat să cred că trăiește. Am scris la toate centrele de voluntariat și grupurile de sprijin din Hostomel și Bucea, a spus femeia. Max a stat separat de stăpânii săi 80 de zile.